Din nou în direct, arhiepiscopul Tomisului s-a rugat la Dumnezeu să aducă ploaia pe câmp, în al preasfinția sa Teodosia. A mers pe câmpurile pârjolite de valul de caniculă în Constanța, acolo unde a ținut slujbe și s-a rugat pentru alungarea secetei. Haideți să vedem. Ta bunătate, dăruiește pământului ploi liniștite spre odrăstirea și creștea roadelor de peste ani. În alt preasfințitul Teodosie a oficiat slujba și rugăciunile pentru ploaie pe un teren situat lângă ferma mănăstirii Techirghiol. De câte ori suntem în necaz, în strâmbtorare, și cerând lui Dumnezeu milă și iertare, odată cu iertarea va veni și milostivirea față de noi, față de pământul acesta însetat, față de prunci, de bătrâni, de tineri, de toți cei săraci. Dumnezeu va aduce ploaie ca să aducă pământul roade și ne va binecuvânta pe toți. În altul prelat nu a mers singur pentru a se ruga pentru alungarea secetei, ci a fost însoțit de mai mulți preoți. Mai mult, arhiepiscopul Teodosie a anunțat că nu s-a rezumat la o singură acțiune de acest fel, ci a oficiat mai multe slujbe în județul Constanța. După amiază voi merge undeva să fac rugăciuni și mâine, și nu mă voi opri, în fiecare zi voi face rugăciuni și la biserică. Când vom ieși la câmp, vom face în biserică și azi noapte am făcut rugăciuni. Nu este prima dată când înalt preasfințitul Teodosie merge să se roage pentru ploaie în localități din județul Constanța. A mai făcut același lucru și în vara anului trecut, dar și acum 2 ani.